Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Suntem în direct pe TVR Moldova și TVR Info. Iată titlurile acestei ediții. Republica Moldova ar putea rămâne în orice moment fără gaze naturale pentru că nu poate plăti în avans ce a consumat în august. 48 de europarlamentari cer interzicerea accesului în Uniunea Europeană și înghețarea activelor a peste 6.000 de oficiali, oligarhi și propagandiști ruși. TVR Moldova lansează astăzi o nouă campanie dedicată Zilei Independenței. Pe parcursul acestei săptămâni vom trece în revistă cei 31 de ani de care a avut nevoie țara pentru a-și decide ferm drumul către Europa. Distrusă de unii și reparată de alții, este vorba despre linia de cale ferată Basarabeasca Republica Moldova, Berezii Nou Ucraina, care a fost construită de la zero după ce acum 25 de ani a fost demontată. Tronsonul va asigura conexiunea strategică cu porturile din Ucraina, România și Republica Moldova, pe unde vor trece mărfuri esențiale, precum cele agricole, ce vor ajunge la destinație în siguranță și în timp util. De aici, din gara Basarabeasca, Republica Moldova, va porni trenul Marfar spre Berezino, Ucraina. Tronsonul cuprinde 26 de kilometri, porțiune de cale ferată, care a fost reabilitată capital în ultimele două luni. Această linie Marfar a devenit indispensabilă, mai ales acum când sunt grave probleme de infrastructură, iar transportul de cereale din Ucraina este în impas. Inaugurarea noii linii de cale ferată a avut loc la gara din localitatea Berezino din Ucraina. Din întregul tronson de 26 de kilometri, doar un kilometru este pe teritoriul Republicii Moldova, restul în Ucraina. Lucrările pe partea Republicii Moldova au costat peste $1 milion. Cred că toată lumea înțelege că, ținând cont de situația din Ucraina, mă refer la războiul Rusiei împotriva Ucrainei și a necesității de a crește capacitățile de transport, în primul rând de marfă, ori știm că altă soluție decât prin tranzit prin Republica Moldova spre portul Giurgiulești, Galați, inclusiv Constanța, nu există o altă soluție. Și atunci această linie va crește această capacitate de transport și va asigura că subiectul alimentar în mod special va putea fi depășit mai ușor. Linia de cale ferată va crește substanțial capacitatea de exporturi și va reduce presiunea de pe transportul terestru. În același timp, se va asigura transportarea în siguranța cerealelor și a combustibilului. La fel de important este că s-au creat noi conexiuni strategice pentru regiunea Mării Negre. Sunt conexiunile cu portul Izmail și încolo probabil vor merge niște cereale și eventual alte mărfuri, poate fi chiar și combustibil lichid. În viitor, această linie ne permite conexiunea cu Odessa fără a trece prin Transnistria. Pe viitor, această linie micșorează distanța între Odessa și porturile Dunărene, Galați, dar și Constanța și o micșorează cu mai mult de 100 de kilometri. Vom putea merge la Odessa prin Zatoca, Carolina Bugaz, Belgorod-Dnistrovski. Construcția linii Marfar a fost posibilă după ce la sfârșitul lunii iunie ministrul infrastructurii Andrei Spânu a semnat un memorandum cu omologul său din Ucraina, Alexandru Kubrakov. Вся ділянка з'єднує нашу Басарабію через територію Молдови з Україною, з нашою основною територією. Тепер наші порти і Ізмаїл, і Рені надійно з'єднані з нашою основною мережею. Astăzi, oficialii le-au mânat și diplome muncitorilor. Linia Marfar Basarabeasca-Berezino va fi funcțională din septembrie, inițial pentru transportul de mărfuri, ulterior și pentru pasageri. Republica Moldova riscă să rămână chiar de mâine fără gaze naturale. Astăzi este data limită de achitare către Gazprom a plății în avans pentru consumul din luna august. Moldova Gaz nu a reușit însă să adune suma necesară, iar în aceste condiții, concernul rus poate închide robinetul în orice moment.
Conform contractului, Republica Moldova trebuie să achite în luna august avansul de 50% pentru gazele naturale livrate de Gazprom. Este vorba despre aproximativ 18 milioane de dolari. Directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat pentru TVR Moldova că astăzi a fost achitată doar datoria rămasă pentru consumul de gaze din luna iulie. Furnizorul din Republica Moldova i-a solicitat companiei Gazprom extinderea termenului de plată pentru august, dar nu a primit niciun răspuns. Expertul economic Viorel Gârbu susține că există riscuri clare ca Gazprom să sisteze livrările de gaze. Să trecem Gazprom deja acest mesaj, venit această situație care se testă în Republica Moldova, e un temei suficient pentru ei să testeze, să testeze livrările de gaze naturale, dacă ar urma o logică economică. Dar, repet, deci Gazprom nu este o societate economică, o societate comercială pură. Gazprom este un alt pentru geopolitica Federației Ruse în regiune. Iar expertul în energetică, Ion Muntean, crede că în cazul în care Gazprom va asista livrările, Republica Moldova va putea rezista cel mult o lună. Avem o rezervă de gaz natural care depășește 20 ceva de milioane de metri cub, ceea ce ar fi suficient pentru o perioadă, cum a spus, aproximativ o lună. În luna august, Republica Moldova achită 1458 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze naturale, cu 478 de dolari mai mult față de iulie. Este cel mai mare preț plătit vreodată furnizorului rus. Există cel puțin două motive pentru care Moldova Gaz a ajuns în incapacitate de a-și onora obligațiunile de plată față de Gazprom. Unul, potrivit lui Vadim Ceban, ar fi că tariful de peste 22 de lei pentru un metru cub aprobat la începutul acestei luni de anre nu permite onorarea plăților către Gazprom. Cel de-al doilea este că peste 2000 de consumatori non-casnici nu au achitat facturile, iar datoriile acumulate se ridică la peste 75 de milioane de lei. Săptămâna trecută, Vadim Ceban anunța că va cere intervenția guvernului pentru a putea achita datoriile istorice ale societății pe acțiuni Termoelectrica pentru acoperirea plăților restante către Gazprom. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a exclus acest lucru și a declarat că guvernul a venit deja în sprijinul Moldova Gaz. Noi nu luăm în calcul acest plan, guvernul deja de mai multe ori intervenit, inclusiv prin a oferi o vacanță la plată TVA. Eu din ce cunosc, Moldova Gaz a făcut o solicitare către Gazprom referitor la oferirea unei amânări pentru plata pentru luna august și cred că este corect ca să se aștepte răspunsul de la Gazprom. Combinatul de vinuri Cricova a retras din expoziție peste 600 de sticle de vinuri din colecția pentru Vladimir Putin. Când s-a întâmplat acest lucru și care este motivul acestui gest fără precedent, vă spunem imediat în telejurnal. Mai mulți europarlamentari cer interzicerea accesului în Uniunea Europeană și înghețarea activelor a peste 6.000 de oficiali oligarhi și propagandiști ruși. Europarlamentarul român Zigfrid Mureșan a scris pe o rețea de socializare că se numără printre cei 48 de reprezentanți ai legislativului european care solicită luarea unei asemenea decizii într-o scrisoare adresată șefului diplomației europene, Josep Borrell. Zigfrid Mureșan a anunțat că în scrisoarea trimisă șefului diplomației europene sunt vizați cetățenii ruși apropiați regimului de la Kremlin. Aceștia au fost identificați de organizația opozantului rus Alexei Navalny, care de un an și jumătate se află în detenție. Federația Rusă duce de jumătate de an un război de agresiune împotriva Ucrainei, unde omoară oameni nevinovați și distruge orașe întregi. În același timp, după 6 luni de război, cetățeni ruși apropiați de regimul de la Kremlin încă se pot plimba liniștiți în vacanțe în Uniunea Europeană. De aceea susținem ferm înăsprirea sancțiunilor și extinderea lor către un număr cât mai mare de persoane care susțin crimele comise de Federația Rusă. Zigfrid Mureșan notează că sancțiunile aprobate până acum de Uniunea Europeană au fost utile și au afectat în mod cert Federația Rusă. Cu toate acestea, ele vizează doar o parte dintre cetățenii ruși care susțin războiul sângeros din Ucraina și care sunt beneficiari ai regimului corupt de la Moscova. Europarlamentarii care au semnat scrisoarea consideră că extinderea sancțiunilor pe care le propun trebuie să se regăsească pe agenda reuniunii de săptămâna viitoare a Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe. Scrisoarea a fost trimisă după ce disidentul rus Alexei Navalny a cerut în mai multe posteri pe Twitter scrise din colonia penitenciară în care își spășește o pedeapsă cu închisoarea să adopte sancțiuni mai dure împotriva oligarhilor ruși pentru a-l forța pe agresor să oprească
oprească războiul. Navalny a subliniat că pe lista sancțiunilor occidentale lipsesc apropiați importanți ai Kremlinului, precum șeful companiei de stat Gazprom, Alexei Miller, sau miliardarul rus Roman Abramovici, unul dintre principalii sponsori ai regimului de la Moscova. Alexei Navalny a notat că până acum, mai puțin de un sfert din cei 200 de oameni declarați drept cei mai bogați ruși de către revista Forbes au fost incluși pe listele de sancțiuni occidentale. Autoritățile de la Kiev avertizează că această săptămână ar putea fi una dintre cele mai grele pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că armata rusă ar putea să-și intensifice atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene mâine și poimâine, de ziua drapelului național și respectiv de ziua independenței Ucrainei. Miercuri, pe 24 august, Ucraina va marca ziua independenței și tot în acea zi se va împlini jumătate de an de la invazia armatei ruse. Președintele Volodymyr Zelensky a atras atenția asupra pericolului care planează asupra populației țării sale, atât miercuri, când se vor împlini 31 de ani de la declararea independenței Ucrainei, cât și în ajun de ziua drapelului național. El a reamintit că Rusia obișnuiește să folosească datele simbolice pentru a înspăimânta populația Ucrainei. Activă готуємось до нового тижня, дуже важливого для усіх нас, для нашої держави. Попереду день нашого прапора, день нашої незалежності. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно гидке і жорстоке. Începând de astăzi, timp de 4 zile, la Kiev sunt interzise adunările de amploare. Angajații guvernamentali sunt îndemnați să lucreze de acasă în această săptămână, în condițiile în care centrul capitalei ucrainene ar putea fi ținta unor rachete rusești. De câteva zile, aici sunt expuse vehicule militare rusești, distruse de armata ucrainană, demonstrându-se în acest fel succesele acesteia pe câmpul de luptă. Între timp, autoritățile de la Kiev au anunțat că Rusia a plasat 5 nave de război și submarine cu rachete de croazieră în Marea Neagră, ceea ce constituie o altă amenințare, în special pentru orașele din sudul Ucrainei. Kievul e îngrijorat că Rusia ar putea lansa rachete și în nord, de pe teritoriul Belarusului, dar și în regiunea nord-estică Harkov, dinspre Belgorod, regiunea Federației Ruse. Combinatul de vinuri Cricov a retras din expoziție colecția de vinuri pentru Vladimir Putin. Cele 607 sticle au fost duse într-un depozit în luna februarie, când Rusia a invadat Ucraina, în ceea ce pare a fi un gest de solidaritate cu poporul ucrainean. Vladimir Putin a primit vinurile de colecție în 2007, pe când președinte al Republicii Moldova era Vladimir Voronin. În crama de la Cricova se află colecții impresionante de vinuri păstrate pentru oficiali de rang înalt din mai multe state ale lumii. Și Serghei Narîșkin, actualul șef al Serviciului Rus de Informații Externe și fost președinte al Dumei de Stat, avea o colecție de vinuri în pivnițele de la Cricova. Nu se știe însă dacă și aceasta a ajuns în depozitele companiei. De-a lungul timpului, atât Putin cât și Narîșkin au contestat vehement calitatea vinurilor basarabene, în special în perioadele când Rusia impunea embargo acestor produse din Republica Moldova. Un copil de 4 ani a fost la un pas să se înnece în lacul din parcul Valea Morilor după ce a sărit în apă într-un moment de neatenție al mamei sale. De către cine a fost salvat micuțul și în ce stare a fost scos la mal, aflăm în telejurnal. Săptămâna începe cu o nouă scumpire a carburanților. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit pentru marți noi prețuri plafone. Un litru de benzină A95 se va scumpi cu 9 bani și va costa 25 de lei și 78 bani, iar prețul motorinei va crește cu 22 de bani și va fi vândute cu 26 de lei și 16 bani. Vineri, Andrei a explicat printr-un comunicat de presă că majorările au loc pe fondul creșterii cotațiilor pentru produsele derivate din petrol la bursele internaționale. În Republica Moldova, carburanții au început să se scumpească de săptămâna trecută, după ce timp de 2 luni prețurile la pompă au scăzut constant.
48 de șoferi care au urcat beți la volan au fost amendați în acest weekend de oamenii legii. Majoritatea era în stare de ebrietate avansată, iar pe numele lor au fost pornite dosare penale. Sâmbătă și duminică, polițiștii au documentat 3500 de încălcări în trafic. Peste 1600 țin de depășirea limitei de viteză, iar în peste 450 de cazuri, conducătorii auto au ignorat indicatoarele rutiere. Alți aproximativ 420 de șoferi au fost amendați pentru că nu purtau centură de siguranță, iar aproape 400 nu au acordat prioritate pietonilor la traversarea străzii. Din acest an, sistemul de învățământ din municipiul Chișinău va avea misiunea să pregătească elevi liberi în pas cu noile provocări din societate. Profesorii vor avea sarcina să-și ajusteze practicile de predare la cele europene, oferindu-le discipolilor posibilitatea de a gândi creativ. Aceste și alte obiective au fost discutate la Forumul Cadrelor Didactice din municipiul Chișinău. Forumul Cadrelor Didactice din municipiul Chișinău a adunat zeci de profesori. Timp de 3 zile, dascălii vor discuta despre adaptarea sistemului educațional local la noile provocări din societate, în mod special la era digitală. Probabil că asta va da și încuraja cadrele didactice să fie mai deschiși, să accepte provocările și respectiv să contribuie la formarea personalității copiilor, dar și la dezvoltarea personală, mai ales că deja avem o altă generație de școlari, copii nativi digitali, de aceea practic pregătim copilul pentru era digitală. Pentru cei peste 6.000 de profesori care s-au înscris la forumul din Chișinău, vor fi organizate peste 50 de ateliere tematice. Aceștia vor participa la lecții susținute inclusiv de specialiștii din străinătate. Ne bucurăm și de prezența experților din afara țării, care vor încerca să se împărtă și cu experiența pe care au în domeniul educațional și vom încerca să implementăm noi abordări în educație și să creăm acele competențe de care au ei nevoie, nu pentru ziua de astăzi, dar pentru ziua de mâine. Specialiștii din domeniul educației cred că învățământul din Republica Moldova are nevoie de o revizuire, iar cadrele didactice să aplice noi metodologii ale educației non-formale. Sunt axate pe dezvoltarea abilităților comunicaționale la copii, da? Dezvoltarea spiritului de lider la copil, adică acele strategii care îl provoacă să găsească singur cunoștințele și area de aplicare. Profesorii din Chișinău cred că odată cu trecerea de la învățământul clasic la unul non-formal le-ar permite elevilor să fie liberi în acțiuni și să aibă o gândire mai amplă asupra lucrurilor. În cazul în care un învățător este competent să facă niște schimbări sau să combine, să introducă ceva ce poate nu prevede curriculumul, dar ar permite în sala de clasă să motiveze elevii să se implice și să le placă să învețe, să vină cu dorință la școală, pentru că, uite, acolo, în clasa aceea, învățătorul ăla ne permite să ne expunem părerea. Trebuie să învățăm sau să cunoaștem altfel de programe educaționale ce ține de secolul 21 și nu de secolele anterioare. Îmi place foarte mult abordarea. Așteptările sunt ca să aflăm mai un suflu nou ce ține de educație. Este o educație de care avem nevoie în timpurile noastre de acum, pentru că mulți tineri se pierd, nu știu ce să facă, ce cale să aleagă și un astfel de educație le-ar fi de un bun augur pentru viitorul lor. Forumul Municipal al Cadrelor Didactice Competențele Secolului 21 este organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău în perioada 22-25 august. Continuăm cu alte știri. Un copil de 4 ani a fost la un pas să se nece ieri în lacul din Parcul Valea Morilor din Chișinău. Micuțul a sărit în apă după ce a fugit de lângă mama lui.
Copilul a fost scos la mal de salvatori, apoi a fost preluat de o ambulanță și sâmbătă doi adulți au fost în pericol să se nece în același lac. Un bărbat de 23 de ani și o femeie de 69 de ani. Ambii au supraviețuit după ce au fost scoși la mal de salvatori. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul acestui an, în bazinele acvatice din Republica Moldova s-au necat 51 de persoane, dintre care 5 copii. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, este în Austria și participă la Forumul European Alpbach 2022, unde a susținut și un discurs. În acest an, reuniunea se desfășoară sub genericul În noua Europă. Președinția de la Chișinău a transmis că Maia Sandu ia parte la această întrunire la invitația omologului său austriac, președintele federal Alexander Van der Bellen. Cu aceeași ocazie, Sandu se va întâlni și cu Karl Nehammer, cancelarul federal al Austriei. Proiectul cultural Întâlnirile TVR Moldova revine de astăzi cu o invitată specială, cântăreața de muzică populară Mioara Velicu. Cu o relatare despre serata culturală care urmează să înceapă în câteva minute la Chișinău, revenim în telejurnal. După ani grei de ocupație sovietică, și-a dorit libertate și independență. A luptat cu sânge pentru ele, iar drumul suveranității a fost unul plin de crize și sărăcie. O bună vreme a oscilat între est și vest, iar astăzi, când se apropie de cei 31 de ani de independență, Republica Moldova pare că e decisă încotro se îndreaptă. Despre dependențele Moldovei independente vă povestim începând de astăzi într-o campanie marcată Televiziunii Române. În 30 dintre cei 31 de ani de independență, dezvoltarea Republicii Moldova a fost dependentă de regiunea separatistă din stânga Nistrului. În interiorul statului suveran există o gaură neagră, cu depozite de arme și muniții nesecurizate, cu un regim politic acuzat de corupție, trafic de arme și contrabandă. Regiunea transnistreană este și un instrument de șantaj în mâna Moscovei, care nu se grăbește să soluționeze conflictul început tot de ea. În urmă cu 30 de ani s-a murit cu arma în mână în încercarea de a apăra suveranitatea. Astăzi ne întrebăm ce am câștigat și cât de independenți am devenit. Trupele militare ruse continuă să staționeze ilegal și sfidător pe teritoriul Republicii Moldova, în pofida nenumăratelor apeluri de retragere. Platoul Coșnița din raionul Dubăsare a fost scena celor mai cumplite evenimente din războiul ruso-moldav. În acest loc, în fața fabricii de conserve, invadatorii ruși au omorât primul erou care își apăra patria. Nicolae Sotnicencu avea 33 de ani când viața sa a fost secerată de arma inamicului. În fața gardului de piatră ciuruit de gloanțe și timp, o piatră funerară amintește de acele evenimente. Petru Stalbe a supraviețuit ca prin minune în 1990. Și doi, când armata rusă l-a vânat pentru a-și asigura accesul spre dreapta Nistrului. Timpul nu a reușit să-i șteargă din memorie momentele tragice prin care a trecut. La distanță de 30 de ani și amintește fiecare detaliu. De la stânca asta până la Nistru, noi 10 băieți am ținut piept din luna martie până la 13 august, într-o dimineață, făcând baie la Nistru, se vede că un lunetist a început să împuște în mine și a nimerit gloanțele curat lângă mine în apă. De 10 ori am numărat, am pușcat în direcția mea.
În vocea lui Petru Stalbe am simțit o dezamăgire, în timp ce povestea despre sacrificiul luptătorilor basarabeni de acum 3 decenii. Noi, cei care am luptat în 92 pe platoul Coșnița, am câștigat. Dar Republica Moldova, la nivel de stat, nu a câștigat nimic. Teoretic suntem, dar practic noi nu suntem independenți, nici într-un domeniu, în 30 de ani. Totuși, se putea, măcar securitatea statului la nivel de asigurare cu gaz, asigurare cu energie electrică, la țară nu s-a gândit nimeni. Veteranul spune că războiul din Transnistria a dus la o stagnare a dezvoltării Republicii Moldova. Foarte mult. Noi mergeam cu dezvoltarea socială, economică, mai bine. Noi înaintea țărilor baltice mergeam. Dar la urmă am rămas la coadă, din cauza războiului din anul 1992. În satele de pe platoul Coșnița, pietrele funerare ale eroilor, amplasate chiar în locurile unde au fost secerați de gloanțele dușmanilor, păstrează memoria acelor evenimente de cumpene pentru Basarabia. În localitatea Pohrebea, chiar în centrul teatrului de război din 1992, o biserică construită în 1940, ciuruită de gloanțele sovieticilor, arată că invadatorul nu avea nimic sfânt. Miile de reni de pe trupul bisericii parcă au fost făcute ieri. La fel și Republica Moldova există de decenii cu o rană ce sângerează în fiecare an, parcă tot mai puternic. Moldova, în urma conflictului din Transnistria, a devenit ca un om cu paralizat sau poate aproape de gangrenă. Viciul acesta de separatism, de ignoranță a legislației, el pătrunde din Transnistria în alte teritorii. Sunt așa opinii. Ar fi mai bine punem hotarul pe Nistru, mergem în Uniunea Europeană, în NATO și ne asigurăm viitorul. Da, ar fi foarte ușor. Însă asta nu înseamnă că asta e posibil. Noi nu putem să nu ținem cont de faptul că acolo cetățenii noștri. Și astăzi, cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea din Republica Moldova rămân să fie dezbinarea socială, crearea unei identități false cu privire la așa numită identitate transnistreană, războiul informațional și ideologic care se menține în regiunea transnistreană și la fel faptul că, din păcate, drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt îngrădite și de cele mai deseori încălcate grav. Independența unui stat nu reprezintă altceva decât capacitatea de a-și manifesta suveranitatea politică și juridică. În ajun de ziua independenței Republicii Moldova, tot mai multe voci susțin că formatul de negocieri 5+2 de soluționare a conflictului transnistrian a fost unul ineficient. Acum discuțiile s-au împotmolit și mai mult, pentru că două dintre părți, Ucraina și Rusia, se află în război. Experții internaționali au soluții care ar reintegra într-un final Basarabia. Este nevoie de un format diferit și de relații dezvoltate ale Republicii Moldova diferit cu state occidentale care susțin interesele naționale, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, care să aibă în centru Statele Unite, o relație mult mai amplă, Marea Britanie și, evident, România și Ucraina. Fiecare în felul ei au avut la inimă, să spunem, interesele naționale ale Republicii Moldova. Dacă actuală guvernare ar primi o mai mare susținere din partea populației, a populației numai, dacă i-ar reuși să rezolve problema cu reforma justiției și să obțină ca aparatul de drept să funcționeze așa cum trebuie să funcționeze într-un stat de drept, poate în 5-10 ani s-ar putea crea respectarea legislației mai întâi pe malul drept și paralel cu asta extinderea dreptului constituțional a Republicii Moldova și malul stâng. Totuși, oamenii din stânga Nistrului vor altceva decât cei interesați în destabilizare, conflicte și război. Ei vor pace, reintegrare și unitate. Dovadă este faptul că cel puțin 80% dintre cetățenii din regiunea separatistă dețin cetățenia Republicii Moldova. Noi suntem tentați deseori să vedem partea goală a paharului. Eu aș vedea și partea plină. Faptul că în acești ani dialogul s-a menținut, că s-au soluționat
probleme sociale, probleme economice, că avem 350.000 de cetățeni, adică quasi majoritatea populației din zonă având pașapoarte moldovenești, deci că am reușit această pașaportizare, că cele mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană sunt înregistrate în Republica Moldova, că partenerul economic principal al regiunii transnistrene este Uniunea Europeană și 70% din comerțul exterior este cu Uniunea Europeană, că în acești 31 de ani nu s-a împușcat. Ceea ce lipsește aici este un progres palpabil și pe dimensiune de reglementare politică. Avem fundamentul necesar social și economic, de fapt ne-a rămas doar să bifăm, dacă vreți, și o reglementare politică care să pună capăt divizării țării noastre și să aducă legea Republicii Moldova și Mao stâng. Peste încă 30 de ani, oamenii își doresc să vorbească despre conflictul separatist transnistrean la timpul trecut. Cei mai optimiști sunt foștii luptători care ar lua și astăzi arma în mâini, dacă le-ar fi amenințată patria. Orice război se termină cu pace. În 1992, la Nistru, armele patrioților Basarabiei erau diferite, însă la fel de eficiente în cauza lor de renaștere a conștiinței naționale și de apărare a pământului strămoșesc. Și așa-mi vine cât un gând, măi dorule. Și așa-mi vine cât un gând. Și așa-mi vine cât un gând. Să iau pe păduri. Să iau pe păduri cântând. Să iau pe păduri cântând, măi dorule. Proiectul cultural Întâlnirile TVR Moldova revine de astăzi. Mioara Velicu, celebra interpretă de muzică populară din România, este invitata specială a seratei culturale. Colega noastră, Carina Müller, se află la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale și ne spune mai multe despre acest eveniment. Carina, bună seara! Găsit, Vadim, domnilor și domnilor, într-adevăr, după o pauză de mai bine de 2 ani aici pe scândura Teatrului Satiricus Ion Luca Caragiale, este așteptată celebra interpretă de muzică populară Mioara Velicu. Evenimentul începe la ora 19, astfel că în aceste momente continuă să se apropie lume bună. Vorbim despre oameni de artă, colegi de braslă, studenți, dar și cei mai fideli ascultători ai interpretei de muzică populară românească Mioara Velicu. Am reușit să vorbim cu câțiva dintre cei care au venit până la această oră aici la eveniment și au mărturisit că își doresc o discuție de suflet, o discuție despre memoriile artistei, dar și despre cele mai interesante povești de viață pe care le-a adunat în acești peste 7 decenii de activitate artistică. De asemenea, se anunță o seară frumoasă și cert este faptul că a început cu mesaje vibrante, întrucât ceva mai devreme pentru TVR Moldova, interpreta de muzică populară Mioara Velicu a declarat că această reîntâlnire cu publicul de la Chișinău este asemenea unei emoții, întrucât este de fapt o horă a românilor de pretutinde. De asemenea, în agenda serii de astăzi, publicul meloman va fi încântat de melodiile Mioarei Velicu, astfel că după care va răspunde la întrebările moderatorului evenimentului Alexandru Grecu, dar și a celor din sală. Așa cum spuneam mai devreme, organizatorii promit o seară de suflet, o seară a experiențelor, a lecțiilor de viață, dar și a memoriilor împărtășite cu cei prezenți în sală. Născută în satul Ireasca, județul Galați, Mioara Velicu este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din această galerie a purtătorilor de muzică populară românească. Cu o carieră impresionantă, Mioara Velicu este numită și interpreta legendă a muzicii populare românești. Iar pe final menționăm că proiectul Întâlnirile TVR Moldova face parte din seria de evenimente culturale în cadrul cărora artiști de referință din întreg spațiul românesc vin aici în fața publicului pentru a purta discuții de suflet. Atât de aici și Vadim, mai legătura. Carina, îți mulțumesc. Continuăm telejurnalul. Călătoriile vor fi mai scumpe pentru basarabenii prinși fără rovinietă pe drumurile României. Amenda pentru cei care se schivează de la plata taxei de drum s-a dublat din weekendul trecut. Cine e prins că folosește drumurile publice din România fără rovinietă plătește de acum
550 de RON, adică 2200 de lei moldovenești. Pentru vehiculele de transport marfă, amenda este între 950 și aproape 24.000 de RON, iar pentru autocare poate ajunge până la 11.000 de lei românești. Serviciul Federal de Securitate din Rusia acuză serviciile speciale ucrainene de asasinarea Dariei Dugina, fiica ultranaționalistului rus Alexandru Dugin, un apropiat al președintelui Putin. Care este reacția autorităților de la Kiev? Urmărim în câteva momente la știri. Experții Organizației Mondiale a Sănătății recomandă administrarea unui noi doze de vaccin anticovid după schema completă, doar în anumite condiții. Ei arată că boosterul suplimentar ar trebui făcut după 4 până la 6 luni de la ultima doză, dar precizează că recomandarea vizează doar populația cea mai expusă. Imunitatea de la vaccin chiar după doza a treia a slăbit după apariția tulpinii Omicron. Noile subvariante foarte contagioase trec de scutul anticorpilor și după boală, așa că experții Organizației Mondiale a Sănătății recomandă al doilea apel pentru cei mai expuși, personalul din domeniul sanitar, vârstnici, gravide și persoane cu imunitatea foarte slăbită sau cu afecțiuni precum diabet, hipertensiune, boli cardiace, pulmonare și renale. Sunt de acord. Câte doze ați făcut până acum? Două. Trebuie să urmăm și a treia. COVID-ul nu am avut. Câte doze ați făcut? Două. Și a treia o să o fac. M-a simțit foarte bine. Când intenționați să faceți? Nu știu, într-o săptămână, două, eu știu ce o să fac. Nici nu mai știu unde. Am făcut cele două vaccinuri momentan și vă spun sincer, nu cred că e cazul momentan să-l mai repetăm. Am făcut cele trei injecții, eu unul nu mai fac. Ați făcut COVID? Nu. Cifrele sunt clare, spun medicii. Foarte puțini dintre cei vaccinați au ajuns la ce e mai rău, iar doza suplimentară e recomandată pentru un plus de protecție chiar cu vaccinurile disponibile acum. Până la urmă, obiectivul principal este să nu facă o formă complicată care să-mi pună viața în pericol. Noi o să începem o campanie de informare a pacienților cronici, să nu ezităm să mergem la vaccinare, pentru că există, din punct de vedere al sănătății, un pericol. Intenționați să faceți și doza 4? Nu știu, dacă e nevoie și dacă o fi... Sunt profesor. Dacă o să crească din nou numărul de cazuri... Plănuiesc să caut un centru de vaccinare cât de curând să mă vaccinez, că nu am nevoie și eu la al treilea vaccin. Experții OMS recomandă al doilea apel după 4 până la 6 luni după o primă serie de vaccinări, dar nu pentru toți adulții, și anunță că vor începe și evaluarea noilor vaccinuri care țintesc sub variantele Omicron. Persoanele care pot să aștepte și nu prezintă un risc important imediat, ar fi mai bine ca să apeleze la vaccinurile noi. Va fi undeva în lunile septembrie, octombrie sau chiar în noiembrie. În România, mai puțin de 18.000 de persoane și-au făcut doza a patra, adică sub 0,7% dintre cei care au și rapelul. De altfel, mai puțin de o treime dintre cei cu schema completă s-au mai vaccinat cu încă o doză. În ultima săptămână, aproape 3.500 s-au imunizat anticovid, cei mai mulți cu rapelul sau cu doza a patra, iar trendul vaccinărilor este în scădere. Rusia vrea să se retragă din sistemul internațional de tranzacții bancare și își pregătește propriul mecanism. Acesta va proteja băncile rusești și pe clienții lor de presiunile și sancțiunile externe. Unele țări au înghețat fonduri rusești, iar Moscova a anunțat că pregătește o ripostă severă. Un diplomat rus a declarat că Moscova este pregătită pentru degradarea situației. Serviciul Federal de Securitate din Rusia acuză serviciile speciale ucrainene de asasinarea Dariei Dugina, fiica ultranaționalistului rus Alexandru Dugin, un apropiat al președintelui Putin, a murit într-un atentat cu bombă comis la Moscova. Autoritățile de la Kiev neagă vehement acuzațiile. Faptul că Moscova acuză în mod direct și oficial autoritățile ucrainene poate complica și mai mult cursul războiului. Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB, susține că o ucraineancă trimisă de serviciile secrete de la Kiev a pus bomba în mașina Dariei Dugina. Moartea Dariei Dugina, fiica lui Alexander Dugin, a fost pregătită și comisă de serviciile speciale ucrainene. Persoana care a plasat bomba a fugit apoi în Estonia.
FSB afirmă că ucraineanca e născută în 1979 și a venit la Moscova în luna iulie, împreună cu fica ei, adolescentă. Rușii susțin că femeia trimisă de serviciile secrete ucrainene a pregătit atentatul timp de o lună. A închiriat un apartament în același bloc cu Daria Dughina și a analizat stilul de viață. Femeia a participat la evenimentul de sâmbătă, la care au fost prezenți Dughin și fica lui, iar apoi a detonat de la distanță dispozitivul exploziv amplasat în mașină. Autoritățile ucrainene neagă categoric orice implicare. Daria Dughina avea 29 de ani și apărea deseori în public și în presă pentru a susține politica dusă de Kremlin și invazia din Ucraina. Mai mulți scriitori din Cernăuți și Suceava au uitat pentru câteva ore de război. Reuniți la cenaclul literar transfrontalier Mașina cu Poeți, aceștia au vorbit despre artă și pace. Mai multe despre șezătoarea literară vă spunem la știri. Britanicii se așteaptă la noi întreruperi în lanțul de aprovizionare din cauza grevei docherilor. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, docherii de la cel mai mare port de containere au intrat în grevă. Sindicatele cer mărirea salariilor cu o sumă care să acopere inflația. Aproape toți cei 2500 de angajați din portul Felixstowe sunt în grevă. Nu doar docherii au încetat lucrul, ci și operatorii de macara și motosivuitorii. Angajatorii au oferit o mărire de salariu de 7%, însă în condițiile în care inflația a depășit 10% în Marea Britanie, sindicaliștii sunt nemulțumiți și spun că majorarea trebuie să acopere inflația. People are so angry now that a company who made £240 million profit over the last 2 years are unwilling to share that. In 2020, the same company paid out £99 million in dividends to its shareholders. Felixstowe este cel mai aglomerat port de mărfuri. 48% din containerele care vin sau pleacă din Marea Britanie trec prin acest port. Greva va dura cel puțin 8 zile, ceea ce înseamnă un blocaj de proporții al mărfurilor. Prin urmare, sunt posibile întârzieri sau chiar întreruperi serioase în lanțul de aprovizionare. Peste 2500 de membri ai Frăției Albe s-au adunat pe muntele Rila din Bulgaria pentru a sărbători anul nou al organizației. Totul se petrece în jurul unui lac glaciar. Momentul de vârf al reuniunii este celebrarea Pan-Euritmiei, un ritual menit să ajute adepții societății care vin din toate colțurile planetei să se conecteze la energia cosmică. Timp de 80 de minute, membrii sectei se învârt în cercuri largi. Mulți dintre ei sunt desculți. Ritualul este organizat în apropierea lacului glaciar de pe muntele Rila, la o altitudine de 2280 de metri, la 90 de kilometri sud de Sofia. Vianotu Bratstvo, toa e vsăjnos să-ți dea denut ucitele Petr Denov. Интересното тази година е, че се празнуват 100 години от школата, която той е създал през 1922, така наречената Рилска школа от 1 до 22 август. Се качват всяка година учениците, за да правят наряди, беседи и да се слеят с природата и да измолят мир и хармония. Societatea Frăția Albă a fost înființată de bulgarul Petr Deunov, autointitulat învățător spiritual. Numele grupării nu se referă la culoarea pielii sau la etnie, ci la lumina și puritatea sufletului. Membrii societății cred că toți oamenii pot trăi în armonie. Frăția Albă a fost interzisă în perioada comunistă, dar acum adepții se pot reuni și își urmează ritualurile. În fiecare an, adepții grupării celebrează propriul an nou, care durează între 19 și 21 august. Numărul centenariilor a crescut foarte mult în Italia în ultimii ani. Pandemia de COVID nu a oprit această tendință. Sunt peste 17.000 de persoane care au depășit 100 de ani. Iar orașul cu cei mai mulți centenari este Trieste. Nives Pace tocmai a împlinit 101 ani. De la 4 ani locuiește la Trieste. Nu a fost căsătorită și nici nu a avut copii, iar pasiunea ei au fost călătoriile. Sunt optimistă cu mai caractere. Per mal che vada, per me va bene, perché poteva andare anche peggio. În aceeași generație este și Liliana Furlan. A fost căsătorită cu un marinar, nu a avut copii și povestește cu seninătate cum a ajuns până la 101 ani. Una donna semplice, sempre regolare nella sua vita, nel mangiare, nel bere, nel star con la gente, non sbarruffona.
Printre puținii bărbați care au prins un secol de viață este Bruno Brunetta. La 17 ani s-a îmbarcat voluntar pe crucișătorul Ducele d'Aosta. Acolo l-a prins și al doilea război mondial. La guerra brutta, perché non ci sono salvi, non ci sono salvezze, non si sa quello che può capitarci e non si sa perché si combatte. Noi soldati siamo all'oscuro, siamo diretti, ma non sappiamo dove, quando, come e perché. Conform unui studiu făcut de Universitatea din Trieste împreună cu Agenția Sanitară, în Trieste sunt aproape 150 de centenari, adică 7% de mii de locuitori, dublul mediei naționale. La scolarizzazione media dei centenari a Trieste è piuttosto elevata, si parla di 7 anni di scolarizzazione che, se si pensa all'epoca in cui queste persone sono vissute e sono andate a scuola, è molto alta. Può essere che un fattore sia legato proprio appunto all'attività anche intellettuale di queste persone. In questo momento in Italia sono peste 17.000 de centenari, dintre care 1.000 au chiar peste 105 ani. Numărul acestora a tot crescut în ultimii ani, în ciuda pandemiei. 83% sunt femei și locuiesc în nordul Italiei. Pentru Televiziunea Română, Alberta Forgiarini. În vremuri tulburi, arta este balsam pentru minte și suflet. Asta au demonstrat mai mulți scriitori din Cernăuți și Suceava, care s-au reîntâlnit la Cenaclul Literar Transfrontalier. Mașina cu poeți. Șezătoarea literară are drept scop promovarea artei românești și a poeților din nordul și sudul Bucovinei. Poeți și prozatori, pictori și interpreți de muzică populară și folk din orașele Suceava, Vatra Dornei, Câmpul Lung Moldovenesc, Fălticeni, Dorohoi și Cernăuți au participat la Cenaclul Literar Mașina cu Poeți. Întâlnirea a avut loc în incinta Palatului Național al Românilor din Cernăuți și a fost dedicată regretatului poet și academician Vasile Târțeanu, fondatorul Cenaclului. Facem în așa fel încât să ne simțim bine, să fim aproape de casele noastre, aproape de sufletul nostru, să fim aproape de țară întotdeauna și de tot ce înseamnă frumos și bine. Întâlnirile acestea sunt întâlniri de suflet, ca între frați adevărați, care impresionează prin modul în care românii din sudul Bucovinei și din nordul Bucovinei își spun gândurile prin poezie, prin proză și mai ales își mărturisesc dorul de românism. Poeții au citit din creațiile proprii, iar artiștii au interpretat cântece de dor, făcându-i pe românii din Cernăuți să uite pentru câteva clipe de alarmele aeriene și de războiul din țara lor. În momentele de față, când avem în țară atâta tristețe, atâtea moarte, atâtea distrugeri, războiul pe care îl duce Rusia față de Ucraina, mai ne alintă sufletul. Pentru cei ce ne-au făcut, în cadrul Cenaclului Literar a fost prezentată și expoziția de artă a lui Constantin Purici, un tânăr artist care s-a născut la București, a studiat la Chișinău și trăiește la Cernăuți. Sunt niște lucrări din colecția mea de artă de numire emoții. Arăt emoțiile umane fără să folosesc elemente anatomice sau alte de caracter. Este o tradiție deja ca o dată în lună să ne întrunim, o dată în regiunea Cernăuți, o dată în județul Suceava și ne bucurăm că avem încă aceste posibilități. Următoarea ședință a Cenaclului va avea loc în luna septembrie în municipiul Suceava. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Dolarul american se va cota la 19 lei și 26 de bani, cu 3 bani mai mult. Moneda europeană va putea fi cumpărată cu cel mult 19 lei și 28 de bani, în scădere cu 7 bani. Valoarea leului românesc ajunge la 3 lei și 94 de bani. Hrivna ucraineană va costa 52 de bani și rubla rusească 32 de bani. După un șir de avertizări meteo de vreme instabilă, de data aceasta avem alta de caniculă. Serviciul Hidrometeo de stat a emis astăzi un cod galben de temperaturi ridicate valabil timp de o săptămână în perioada 23-29 august. În intervalul menționat pe arii extinse, maximele vor atinge valori de până la plus 33 de grade.
Vectorul de căldură pare că nu vrea să plece de deasupra țării noastre, însă o să vedeți că temperaturile mai scad puțin. Bine v-am regăsit, haideți să vedem ce se schimbă în orele următoare. La noapte cerul se mai înorează pe aici pe acolo, însă discutăm tot despre o noapte tropicală. Temperaturile rămân ridicate și după apusul soarelui, în special în sudul țării, unde vedem că se vor înregistra 21 de grade. Mâine o să mai vedem pe cer și câțiva nori, însă nu vor fi condiții de precipitații. Temperaturile rămân ridicate și doar prin raioanele nordice se mai răcorește puțin. La Bălți și Soroca, termometrele vor indica 29 de grade Celsius, iar prin sudul țării, așa cum vedem, la Cahul, vor fi 33 de grade. În capitală urmează o noapte liniștită, chiar dacă deasupra orașului își fac apariția și câțiva nori. 20 de grade vor indica termometrele în centru. Mâine vom avea parte tot de o zi de vară. Nu va fi caniculă, dar nici răcoare. 31 de grade vor indica termometrele la orele amiezii. România a fost colorată în totalitate. Meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea, așa că sunt așteptate ploi în toată țara, iar temperaturile mai scad puțin. În regiunile din vest nu se vor înregistra mai mult de 26-27 de grade la orele prânzului. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne revedem cu bine. Pe curând! Final de telejurnal, doamnelor, domnilor, știrile noastre le găsiți și pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Rămâneți aproape, imediat începe emisiunea Punctul pe azi. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, să aveți, la revedere!